Val de tragedii pe litoral, un copil de 6 ani a pierit înecat pe plaja din Mangalia. Micuțul a fost scos din valuri de salvamari în stop cardiorespirator, iar medicii s-au chinuit minute bune să-l readucă la viață. Din păcate, copilul nu a mai putut fi salvat. Scafandrii au reluat căutările fetiței dispărute ieri în valuri la Eforie. Deși steagul roșu care interzice scăldaturile era arborat, micuța de 11 ani intrase cu mama și cu sora ei în apă să se răcorească. Acela a fost momentul în care au fost luate de curent și târâte în larg. Copilul se afla pe plajă cu fratele lui de 8 ani sub supravegherea bunicii. Au intrat în apă și la un moment dat bătrâna nu l-a mai zărit pe puștiul de 6 ani. S-a dat alarma, iar salvamarii au reușit să-l scoată din apă pe micuț. Copilul s-a stins din viață însă în doar câteva minute pe plajă. Tragedia vine la doar o zi după ce o fetiță de 11 ani a dispărut în larg la Eforie. Bate-n digă! Bate-n capul digului! Mama se afla în vacanță cu fetele sale. Femeia a ignorat avertismentul salvamarilor și a luat copiii în apă să se răcorească și într-o clipă au fost trase în larg de curenții puternici. Au intrat în panică, iar femeia a început să strige după ajutor. Dintr-o dată m-au zis că toată lumea striga că se neacă cineva, mergeți repede. Despre cine era vorba? O fetiță de 13 ani. O sărit un băiat, prima, o sărit un băiat că o zis eu mi-o colac și mă duc repede să o salvez. Și soția a zis că nu te duci, că te neci tu. Fetița l-a văzut pe el că încerca să sară în ajutor și a strigat ajută-mă, ajută-mă, ajută-mă. Însă când a sărit Ali în apă, deja o trăsese curenții probabil și n-a mai putut să o prindă. Am scos decât pe mămica și pe fetița cea mare. Lăpsește cea mică de 11 ani. Din păcate, fetița de 11 ani a fost înghițită de valuri. Încă de ieri, echipele de scafandri au pornit în căutarea ei. Curenții sunt puternici, vizibilitatea este zero, apa este rece, chiar dacă nu pare pe fund, nu depășește 10 grade. Încercăm să periem toată zona din partea golfului de pe digul de larg, cât mai mult spre capul turcului. Încercăm să acoperim o arie cât mai vastă. La Eforie a fost din nou arborat steagul roșu, semn că nimeni nu are voie să intre în apă. Din păcate, prea puțin turiști cunosc semnificația steagurilor. Steagul roșu înseamnă că sunt valuri mari și este indicat să fim precauți și să nu mergem prea foarte adânc în... Steagul roșu înseamnă interzis căldatul, de tot. Nu știu exact ce semnifică steagul roșu. Steagul roșu, nu știi ce semnifică? Nu. Interzis căldatul. Serios? Nu știam. Ascultă? Păi, sperăm, îi avertizăm, ignoră totul. Nu țin cont de niciun avertisment, noi ne chinuim, alergăm. Salvamarii avertizează că marea poate fi înșelătoare și chiar dacă nu sunt valuri, curenții pot deveni dușmanul numărul 1 al celor care se aventurează în larg.